Bună seara și bine ați venit la Dezbatem în 3. După o absență destul acești ani, s-a pregătit cu blocuri anvelopate, care de fapt contribuie la reducerea cantității de energie consumată. Și vreau să ne faceți o sinteză cam cum stăm în situația asta, cam la ce să ne așteptăm și așa mai departe. Evident că asta a fost principala temă de campanie de acum, iată, mai bine de 9 ani de zile și asta a fost principala temă și principala preocupare în tot acest timp. Și avem și rezultate în sensul în care aproape 1500 de blocuri au fost reabilitate în această perioadă, mai multe decât în toată țara la un loc. Și când vorbesc de toată țara, nu vorbesc de toată țara în general, ci vorbesc de toată țara în această perioadă, adică în acești 9 ani. Și nu o spun cu foarte mare bucurie faptul că în alte zone nu s-a prea făcut reabilitarea termică, dar acum, cu scumpirea energiei atât de mult, este cu atât mai important. Cu toate că, eu am spus din totdeauna, că principalul motiv pentru care facem reabilitarea termică este protejarea structurii de rezistență. Blocurile care, sau clădirile, mai ales clădirile înalte, unde structura de rezistență este mai importantă decât la clădirile de parter, de exemplu, clădirile mici, este cu atât mai important să protejăm structura de rezistență, să o protejăm de intemperii, să o protejăm de ploile acide și așa mai departe. Dar revin, de asemenea, confortul în interior, confortul termic din interior este foarte important, pentru că nu doar consumul de energie este important, și aspectul, el arată mult mai bine după reabilitare decât înainte de reabilitare. Și să revenim la partea de consumul de energie, cea care s-a scumpit foarte mult în ultima perioadă, devine foarte important să avem reabilitare termică pentru a face economie de energie, pentru a plăti mai puțin la facturi, mai ales în perioada asta atât de complicată. Demersul va continua și am avut un angajament, anume că cetățenii din sectorul 3 să nu plătească reabilitarea termică. Nu de altă, dar nu e posibil. Nu este posibil din perspectivă legală. Avem niște legi atât de haotice, atât de rău concepute, încât plata este imposibilă. Și o spun cu maximă responsabilitate, lăsând la o parte angajamentul pe care l-am avut încă din 2012, când sectorul 3 nu o să plătească nimeni nimic și până acum nimeni n-a plătit nimic și în continuare nimeni nu va plăti nimic. Și în acest sens am făcut demersuri către Parlament, către Guvern, către Ministere, către Avocatul Poporului, pentru a reglementa chestiunea asta, pentru a înțelege că este imposibil să recuperăm ceva de la cetățeni. Și, mai mult decât atât, am introdus de nenumărate ori în Consiliul Local amânarea termenului de plată, tocmai pentru a avea timp să fie reglementat corect, adică să se înțeleagă, să se conștientizeze faptul că este imposibil să recuperăm ceva. Din nefericire, majoritatea din Consiliu, adică PNL-USR, cu multă rea credință și cu multă rea voință, au refuzat să voteze această amânare până acum. Eu am speranțe că la ședința următoare lucrul ăsta se va întâmpla, și anume se va vota prelungirea cu încă 4 ani, adică până la 10 ani, perioada în care să avem timp să finalizăm demersurile corecte și necesare pentru a
regla această problemă, adică să înțeleagă toată lumea despre imposibilitatea de a recupera vreun leu, așa cum de altfel nici măcar nu ne dorim, nu noi, dar cei din Consiliu, care au avut opinii că nu, domnule, ar trebui oamenii să plătească, urât din partea dumnealor, pentru că de ce este foarte urât? Adică îi pun să plătească fix pe aceia care au avut încredere să le dea votul pentru a-i trimite în Consiliu, iar dumnealor ca răsplată îi pun să plătească contrar voinței și a dumnealor și a mea și împotriva unei realități, așa cum am mai spus, imposibilitatea de a plăti. Așa că am speranțe că majoritatea din Consiliu va reflecta și va avea maturitatea necesară să înțeleagă necesitatea acestui demers și să nu ajungem în situația în care trebuie să informăm toți beneficiarii din sectorul 3 că avem o majoritate în Consiliul Local din sectorul 3 care este cu rea credință și cu rea voință în ce privește locuitorii din sectorul 3. Am spus aceste lucruri pentru că până acum am tăcut din gură și am așteptat cu multă răbdare ca majoritatea din Consiliul Local să își revină și să aibă un comportament, așa cum am mai spus, matur și responsabil. Să nu mai blocheze proiectele primăriei, dar haideți să fim optimiști și să fim plini de speranțe că lucrurile se vor îndrepta și că nu va fi nevoie să spunem despre foarte multe blocaje din Consiliul Local din sectorul 3, pentru că de altfel, așa cum am mai spus și în campanie, am spus-o și de fiecare dată și o realitate, Consiliul, în general, consiliile locale nu pot face proiecte, nu pot face ceva bun pentru cetățeni, dar pot face foarte mult rău în sensul în care pot bloca activitatea primăriei. Ceea ce în ultimul an de zile s-a încercat de prea multe ori fix această chestiune și anume să blocheze proiectele, să blocheze activitatea primăriei sector 3. Ceea ce ar duce la scăderea nivelului din sectorul 3 și e păcat că iată cum vedeți avem un sector care este frumos, care este din ce în ce mai frumos, care este din ce în ce mai verde și nu pot să nu spun un aspect și anume că după ce în buget noi am prevăzut niște sume care sunt sub jumătatea sumelor prevăzute la celelalte sectoare, da, ați auzit bine, dacă ne uităm la bugetele celorlalte sectoare, toate celelalte 5 din București, noi am propus un buget la spații verzi jumătate decât media, să zic, bugetelor celorlalte sectoare, care sunt aprobate în deopște tot de majorități PNL-USR. Iar la sectorul 3, acel buget, care, repet, era la jumătate față de celelalte, și din acela au tăiat cu mare irresponsabilitate, lăsându-ne cu mari probleme să nu putem, de exemplu, să punem mobilier stradal în străzi, în sectorul 3, în parcuri și așa mai departe, să avem mari dificultăți să ne executăm contractele care sunt foarte mici și care sunt administrate așa cât se poate de riguros și de optim. Pentru că, repet, datele sunt publice. Noi, bugetul la spații verzi, îl aveam, l-am propus mai undeva la jumătate. Astăzi tăiat este mult mai puțin de jumătate și avem mari dificultăți să închidem acest an, să facem curățenia de toamnă, pentru că banii au fost tăiați. Și o spun cu foarte mult regret, banii sunt în cont, nu-i putem cheltui din cauza majorității din Consiliu. Să trecem mai departe, să fim optimiști și haideți să trecem la lucrurile pozitive, pentru că de vești proaste n-avem mare nevoie. Dar câteodată adevărul trebuie spus așa cum este el. Și repet, o spun cu foarte mult regret. O să începem cu întrebările de la Arman Cristi, blocul G25 din strada Gura Vadului numărul 4 a fost anvelopat acum 5 ani. În vara asta am primit și nota de plată pentru partea care trebuie achitată de către asociație. Suma este destul de mare, cam 4.500 de lei per apartament. Împărțirea sumelor pe apartament nu e corectă, deoarece nu toți ne-am schimbat ferestrele termopan.
Principala problema noastră este terasa. Cineva să oprească căldura, este foarte caldă aici. Cald. Cineva să oprească și căldura. Și geamul deschid. Și poate deschide și un geam. E închisă așa. Căldura, da? Înseamnă că de la luminile astea e atât de cald. Da, și reclamă diferite probleme de finisaj, de nu știu, lucruri care s-au mai deteriorat în timp. Dar cam să putem să răspundem pe cele două segmente. Deci odată, cum s-au adică facturile au fost primite egal? Sau cum? În primul rând, de ce am comunicat asociațiilor de proprietari sumele care ar fi eventual de plată? Pentru că majoritatea din Consiliul Local, adică USR, PNL, ne-a obligat printr-o hotărâre de Consiliu să comunicăm aceste sume în vederea recuperării lor. Deci, repet, eu ca primar am promovat o hotărâre de Consiliu să se prelungească perioada de grație de la 5 la 10 ani, iar dumnealor, în loc să aprobe această grație de 10 ani, repet, tocmai pentru a avea timpul necesar să rezolvăm această problemă, dânsii au introdus un amendament conform căruia noi ca primărie trebuie să aducem la cunoștință tuturor asociațiilor de proprietari. Noi am făcut-o nu din inițiativa noastră, că noi interesați acest aspect, nu de alta, dar asociațiile de proprietari, toate deopotrivă, au semnat pe devize. Nu se putea face reabilitarea termică fără ca asociațiile de proprietari să își aștearnă semnătura, să-și asume devizul de lucrări. Deviz care are o valoare maximală. Suma reală este mult mai mică decât devizul. Dar, repet, din nefericire, cu asta am și început, majoritatea PNL-USR din Consiliul Local Sector 3 vor cu tot din adinsul să-i pună pe cetățenii din Sectorul 3 să plătească. Noi ne-am descurcat bine atâta vreme cât am avut o majoritate de înțeles în Consiliul Local din Sectorul 3. Astăzi avem o majoritate ostilă și dacă e ostilă cu mine, nu e o problemă. E în regulă. Dar faptul că sunt ostili față de cetățenii care au avut încredere să-i trimită în Consiliul Local, e chestiunea asta, mi se pare foarte în neregulă. Și evident că o să anunțăm pe toți cetățenii din sectorul 3, toți cei vizați de această chestiune, nu de alta, dar poate au ocazia să-și spună punctul de vedere și față de cei care fac aceste demersuri, adică cele două partide, și o să vă dăm și contactele dumnealor, astfel încât dumneavoastră să puteți să le transmiteți opiniile dumneavoastră, solicitările dumneavoastră. Poate că dânsii rupți de realitate, așa cum am văzut că sunt de obicei, nu înțeleg faptul că nu e bine să lucreze împotriva comunității pe care ar trebui să o reprezinte cu cinste și cu bune intenții. Și că, dacă fac treaba asta, nu se răzbună pe mine, ci se răzbună fix pe dumneavoastră, adică fix pe cetățeni. Și, domnul primar, pentru un orizont de așteptare pentru cei care doresc să aibă blocul anvelopat, Pârvu Elena, avem dosarul Asociației de Proprietari depus de 5 ani și s-au terminat mereu fondurile. Cred că acum avem șansa să fie fonduri suficiente și pentru blocul nostru de pe Calea Vitan 233. Da, am mai spus lucrul ăsta de atâtea ori. Este regretabil, să nu zic altfel, foarte regretabil, faptul că iată să închidă primul an din noul exercițiu financiar 2021-2027 și noi nu avem ghidurile măcar publicate, nu discutăm că nu s-au aprobat proiecte, că nu s-au aprobat contracte, că nu s-a început finanțarea. Nu! Ghidul nu este nici măcar în dezbatere publică. Cine dă ghidul ăsta? Guvernul doarme. Ministerul Fondurilor Europene doarme. Repet, este intolerabil ce se întâmplă. Și iarăși vom avea sume dezangajate, iarăși vom pierde sute de milioane, miliarde, bani europeni nerambursabili din cauza incompetenței crase de la guvern și de la ministere, în primul rând Ministerul Fondurilor Europene, care ar fi trebuit să publice de mult ghidul pe eficiență energetică. O spun deopotrivă, cu foarte mult regret. Ovidiu Stoica întreabă de ce nu intră și lifturile în reabilitare. Lifturile intră, pot fi eligibile în reabilitarea termică, la fel cum și iluminatul pe casa scării, în zonele comune, în zonele publice.
panouri solare sau panouri fotovoltaice, dar sumele sunt limitate. În regiunea București-Ilfov, care este considerată o regiune dezvoltată, undeva peste media Uniunii Europene, fondurile europene sunt foarte limitate. Și ca să ne facem o idee, avem fonduri undeva la un sfert, maxim o treime, față de celelalte regiuni, care sunt considerate mai puțin dezvoltate. De aceea banii sunt puțini, insuficienți. Și am considerat că este în neregulă ca unora să le facem și liftul, și iluminatul, și panouri fotovoltaice sau panouri solare, iar alții să nu aibă nimic. Dacă avem blocuri nereabilitate, este din cauza faptului că bugetele au fost epuizate de fiecare dată. În regiunea București-Ilfov s-au atras undeva la 200% din fondurile alocate, din care primăria sector 3 a luat undeva peste 70% din total buget pe regiune. Așa că, repet, cred că normalitatea este să avem reabilitarea termică rezolvată pentru toate blocurile, pentru asociațiile care își doresc treaba asta, iar următoarea etapă poate să fie făcută din același proiect, adică eficiență energetică, pentru lifturi, iluminat și panouri fotovoltaice sau panouri solare. Gina Marin, pe strada Burdujeni, nu are legătură cu tema învelopărilor, pe strada Burdujeni numărul 2, era un trotuar din vară, când ați reamenajat parcările, a dispărut trotuarul. Cu siguranță acel trotuar era necesar. Pe strada Burdujeni nu a dispărut trotuarul, ba dimpotrivă, avem trotuar, e un trotuar de pavele, arată foarte bine, pe partea cu blocurile, în mod evident, care poate fi folosit foarte bine, chiar arată ce trebuie. Nu știu la ce anume vă referiți. Trotuarul care era pe partea cealaltă este prin parc, se circulă foarte bine pe partea cealaltă, repet, prin parc. Chiar este funcțional ce se întâmplă pe strada Burdujeni și a scăzut foarte mult presiunea pe parcare. Adică sunt locuri de parcare în acest moment. Acum, pe tema parcărilor, Prisecarul Niculina, din 6 locuri libere, spune că s-a alocat un loc, restul au rămas libere. Am solicitat și eu un loc anul trecut, dar nu am primit. De ce nu se ocupă cele libere și de cei cu distanța de 30 de metri? Acum, în a doua etapă, da. Am terminat prima procedură conform regulamentului. Am demarat deja cea de-a doua etapă. Ce pot să vă spun? Că din aproape 20.000 de locuri de parcare disponibile, s-au atribuit undeva la jumătate a rămas neatribuită. Adică nu au fost solicitări pentru aproximativ 10.000 de locuri de parcare. Repet, aproximativ 10.000 de locuri de parcare au fost neatribuite pentru că nu au fost solicitări. Apropo de problema parcărilor din București. Nu știu ce se întâmplă în alte părți, dar în sectorul 3, repet, în urma procedurii de atribuire, aproximativ 10.000 de locuri de parcare au rămas neatribuite în sensul în care nu au fost solicitări. Da, au fost și zone foarte aglomerate sau locuri de parcare foarte dorite, în care unii cetățeni au vrut neapărat un loc de parcare. Dom'le, ai mai încolo un loc liber. Deși l-au vrut neapărat pe acela și au licitat pentru el. Foarte bine. Consider că este mult mai corect să avem o procedură transparentă decât să ajungem la... știu și o dorință unui funcționar care decide el cine primește locuri de parcare și cine nu primește sau unde anume să primească unul sau altul. Ci, repet, aceasta cred că este normalitatea, să avem o procedură transparentă, cum știu că mai există în alte puține orașe din țară și mă bucur că eu consider că asta este normalitatea. Da, în a doua etapă crește distanța și se poate atribui la 100 de metri, chiar și mai bine de 100 de metri. Deci, în a doua etapă, puteți foarte bine să primiți un loc de parcare. Am speranțe că vom onora cât mai multe solicitări, dacă noi, Doamne ajută, chiar pe toate să le putem onora. Eugen Elena Radu, cartierul 23 August, spune că avem și noi pe strada Everest o cerere aprobată pentru montarea unor limitatoare de viteză. Cât credeți că mai durează? Dacă există cereri de limitator de viteză, aș vrea să văd și eu, pentru că acele limitatoare trebuie să întâmplească două condiții. Unu,
trebuie să aibă aviz de la Comisia de Circulație, care la Primăria Generală și de la Brigada Rutieră, 1 și 2, acele dâmburi, acele limitatoare, pot fi montate de către Primăria Generală. Atribuțiile pe această zonă este a dumnealor, nu de alta, dar noi am făcut acele limitatoare și de fiecare dată am fost notificați de către Primăria Generală să le scoatem, să le luăm de acolo, pentru că ne vor amenda, pentru că tot felul de amenințări de genul ăsta. Chiar la școala 195, în urma amenințărilor repetate cu amenzi și cu alte sancțiuni, așa, am scos acele limitatoare, iar la câteva zile chiar a fost un accident destul de grav acolo. Și o spun cu mare părere de rău. Dar, revin, oricum ar fi, acele limitatoare ar trebui să fie montate cel de vreme la primăvară, nu de alta, dar iată, așteptăm iarna, iar acele limitatoare sunt un dezastru pentru dezăpezire. Ne rup plugurile, deci efectiv plugul se rupe în acel limitator, iar noi în loc să facem dezăpezire, trebuie să stăm cu plugurile prin service ca să le reparăm, pentru că pur și simplu le rup. Deci, oricum, ar trebui montate la primăvară și demersul noastră ar trebui să fie orientat mai ales către Primăria Generală, pentru că, repet, prin lege, atribuțiile sunt la dumnealor. Pe strada Ion Țuculescu, spune Laura Cristina Dobre, că avem probleme cu terasa, am semnalat acest lucru la primărie și am rămas cu terasa nereparată. Am semnalat când s-a făcut reabilitarea, că materiale la balcoane, aici nu înțeleg eu foarte bine ce vrea să spună, placa de ciment de 8 mm și în proiect era, probabil centimetri, și în proiect era de 10 și nu cred că e singurul exemplu. Și manopera la o scară a căzut o porțiune de câțiva metri, pur și simplu termosistemul s-a prăbușit și așa mai departe pe Ion Țuculescu. Eu știu că noi am pus în procedură, în contracte, pe cele mai multe blocuri, perioada de garanție 5 ani de zile. 3 ani, 4 ani, 5 ani de zile, în funcție de cum s-a licitat, pentru că a fost punctaj de atribuire contract pe durata de, pe perioada de garanție. În speranța că încă mai este în garanție și că putem apela la constructor să remedieze. De altfel, aceste probleme trebuie semnalate în perioada la recepție și în perioada de garanție. Da. Ok. Și avem de la George Trifu. De 8 ani avem dosarul pus pentru reabilitare. Toate blocurile din prejurim s-au reabilitat, numai blocul 3D de pe strada Istriei, numărul 22, nu. De ce? Nu vreau să generalizăm, pentru că este incorrect să generalizăm, să băgăm totul într-o oală. Dar pot să vă spun cu maximă responsabilitate că peste 90% din situații, blocurile care sunt nereabilitate astăzi, sunt nereabilitate din cauza Asociației de Proprietari. Cu mare părere de rău spun chestiunea asta, am pierdut bani europeni, zeci de milioane de euro, bani europeni, am pierdut din cauza asociațiilor de proprietari care n-au fost cooperante, care n-au fost active în ideea de a ne furniza documentele necesare pentru reabilitarea termică. Ba mai mult decât atât, foarte multe, suficient de multe asociații de proprietari s-au exprimat chiar și înscris că nu-și doresc reabilitarea termică. Și din acest motiv chiar au fost mișcări în asociația de proprietari și au fost schimbate conduceri, gen președinți, comitet, administrator, pentru că lucrau, la fel cum e majoritatea din Consiliul Local, lucrau împotriva cetățenilor pe care îi reprezentau, adică împotriva proprietarilor. Dar demersul dumnealor a fost relativ târziu și s-au pierdut acei bani. Avem speranțe că suntem mai operativi și când ghidurile vor fi publice și funcționale, vom reuși să depunem repede și să fim în continuare premianți pe partea de reabilitare termică. Romina Dumitru spune că în colțul străzii Maximilian Popăr cu Traian aveți, zice, cazane, probabil se referă la clopotele de gunoi pe trotuar, șobolani în mijlocul străzii, iar pe strada Traian case ocupate abuziv de boschetari. Clopotele noastre nu pot fi accesate de șobolani, ele sunt ermetice, iar dacă avem șobolani în București,
Partea de deratizare, dezinsecție, dezinfecție este printre puținele atribuții pe care le are Primăria Generală. Noi, de altfel, neputând face treaba asta, mai ales în partea de șobolani, pentru că e nevoie de autorizație specială pe care noi nu o putem avea din cauza că nu avem în atribuții chestiunea asta. Camelia Bărbieru întreabă, în cazul în care dorim să reabilităm blocul pe cont propriu, de ce autorizație avem nevoie? Este simplu. Un proiect, solicitare, certificat de urbanism, se rezolvă foarte, foarte repede. Toma Cristian, iluminat public pe strada drumul Gura Caliției cu brățării când? Noi intervenim și noi, ajutăm și noi Primăria Generală cu foarte multe aspecte, chiar dacă nu le avem în atribuții. Acolo unde, în mod evident, putem. Dar a nu se înțelege că putem să facem chiar toată treaba dumnealor. Am făcut și noi reabilitare, iluminat public, mai ales pe zona pietonală, cum e pe strada Bobocica, acum e în locurile de joacă, în părculețe, în parcurile mari, pe Nicolae Pascu, acum o săptămână. Dar nu putem să facem chiar toată treaba Primăriei Generale. De aceea, cred că este foarte nimerit să adresați aceste întrebări către Primăria Generală. Nu de alta, dar avem probleme de asemenea cu utilitățile, unde sarcina e tot la Primăria Generală, iar noi acele străzi le-am făcut conștienți fiind de faptul că la un moment dat ele trebuiesc sparte pentru ca Primăria Generală să tragă utilitățile acolo, în principal apă și canal. Încercăm să ne facem treaba noastră, adică Primăria Sector 3. Încercăm să ajutăm Primăria Generală, așa cum am spus de nenumărate ori. Multe din atribuțiile dumnealor au fost preluate de noi. Dar trebuie să fim conștienți de faptul că nu putem să facem chiar totul. O să vină iarna acum. Chiar nu putem să furnizăm apă caldă și căldură. Nu putem. Nu avem sistemul noi, nu-l putem gestiona, nu putem interveni pe sistemul dumnealor. Facem și noi atât cât putem din atribuțiile pe care dânsii le au și noi încercăm să-i ajutăm cu tot ce putem. Nicolae Gurgui întreabă, când ne asfaltați și noi intrarea în Metropolitan Policolor Residence? Să asfaltăm intrarea? Da, asta întreabă. Eu știu că este asfaltat acolo. Policolor Residence. Da, nu fi recent. Să ne dea mai concret. Nu știu exact la ce se referă. Acolo cred că e pe Victor Brauner. Este asfaltat, în mod evident. Trec de 3 ori pe zi pe acolo. Cel puțin. Da. Sorin Satinger, blocul de pe Camil Resu 37 a fost reabilitat în 2013 pe fonduri locale. Și nu s-au făcut toate lucrările, întrucât nu au fost trecute în deviz. Am solicitat refacerea. Da, aici scrie. Am solicitat refacerea trotuarului perimetral, care nu a fost făcut la reabilitare, însă PS3 susține că nu se poate face acest lucru. De ce nu se poate face această lucrare? Lipsa refacerii acestuia duce la afectarea structurii de rezistență. Ce părere aveți despre acest aspect? Da, într-adevăr, contractul pe care l-am moștenit, adică pe care l-am găsit aici la primărie când am ajuns în 2012, nu prevedea acele trotuare de protecție. Și ne este nu ușor acum să le rezolvăm. Din punct de vedere administrativ, chiar dacă pe unele, printre alte lucrări, am făcut și acel trotuar de protecție. Îmi notez adresa și fără să promit, încercăm să găsim o soluție. La grădința 231, pe Cozla, ați început acum 2 ani să faceți un trotuar care, după părerea mea, era necesar de mult timp. Copiii de la grădii trebuie să aibă minimum de siguranță. Nici acum nu e gata decât o parte din trotuar. Cred că siguranța cetățeanului contează. 231. Da, nu știu exact, dar ne notăm și încercăm să, okay, să găsim. Îi mulțumim pentru sesizare. Da, cineva care spune să faceți pasaje subterane la policolor. Nu pasaj subteran la policolor, acolo facem un pod, un pasaj suprateran. Pasaj subteran facem aici dacă Primăria Generală nu ne mai blochează, așa cum în ultimii 2 ani de zile ne-au blocat. Iată proiectul nostru cu pasaj subteran de aici, de la Dudești, adică intersecția Mihai Bravu cu Camil Resu și Dudești.
Și pasaj subteran de asemenea la Vitan cu Mihai Bravo. Acolo avem un proiect, trei poduri, și anume unul la intersecția cu Paladi Teclu, Paladi drumul între Tarlale și drumul între Tarlale, peste calea ferată cu șoseaua Găricățelu. Absolut, absolut necesare aceste proiecte pe care sperăm să primim avizele necesare pentru a le, executa. Magda Dumitru, pe strada Matei Basarab 65. Suntem foarte interesați că avem dosarul depus, autorizația de construire, și așteptăm decizia dumneavoastră cât mai curând. Dorim să reabilitați blocul nostru. Așteptăm încă de la primul nostru mandat. Aceeași situație. Adică e valabil ce am spus până acum. Ok. Am speranțe că nu se află prin acele, între acele 90% care n-au fost reabilitate până acum din cauza asociației de proprietari. Crescu Ionela spune de clădirile în paragină, care sunt focarea de infecție pe strada Lăcrămioarei. Ce anume? Niște clădiri aflate în paragină, focarea de infecție pe Lăcrămioarei. Nu sunt ale noastre primăriei, sector 3. Deși pot apela deopotrivă la Garda de Mediu, dar și la noi pentru a le impozita suplimentar. Ne notăm și ținem cont să ne ajute cu adrese mai exact concret, pentru a putea verifica. Nicolae Gurgui spune de intersecția Făgetului cu strada Brățării, spune că se circulă cu viteză, multe accidente în zonă și e lipsă și de lumină și lipsă giratoriu, lipsă marcaje rutiere. Da, s-a aglomerat foarte tare acea zonă. Nu pot să vă spun decât că îmi pare foarte bine. Adică niște străzi care nu existau, fizic, real, nu existau. Și iată, acum nu doar că există, dar se generează trafic pe acele străzi. De-abia mai circul pe ele, adică foarte multă circulație și sunt foarte fericit pentru aspectul acesta. Și n-am cum să nu mă întreb cum ar fi arătat sectorul 3 fără aceste străzi. Evident că ar fi fost la fel de blocat sectorul 3 cum sunt celelalte sectoare din București. Și în aceeași idee, o întrebare retorică, cum ar arăta sectorul 3 cu acele două pasaje și acele trei poduri, ca să nu zic de cele trei pasaje împreună cu pasajul de la Bulevardul Unirii. Evident că circulația ar fi mult mai bună și cu siguranță că blocajele din trafic ar fi doar niște evenimente foarte rare și absolut neobișnuite în sectorul 3. Anca Mihalache, am înțeles că a fost demarată o licitație pentru reabilitarea unor blocuri din sectorul 3. Unde poate fi consultată lista imobilor care sunt prevăzute în această acțiune? Toate blocurile din sectorul 3 sunt prinse în noul acord cadru la care lucrăm acum. Deci, efectiv, tot ce a mai rămas nereabilitat. Evident. Relu Aurel, când va începe reabilitarea termică la blocul G2A pe Unirii 67? Mandatarea primăriei făcută din 2009. Nu știu exact la ce se referă. Pe Unirii trebuie văzut că acolo avem o problemă cu data de construire pe care o au în cartea tehnică. Dacă apare un an ulterior anului 90, nu le putem reabilita pe actuala lege care prevede clar limită anul 90. Ca să nu promitem ceva ce nu putem să, un angajament pe care nu îl putem respecta. Și nu vreau să mă angajez cu nimic ce nu sunt convins că putem să facem. Elena Radu vă întreabă ce se întâmplă în Parcul Pantelimon. Sau ce se mai întâmplă? În Parcul Pantelimon avem două proiecte. Unul, complex acvatic, în care toți elevii din sectorul 3 să poată merge măcar o dată pe lună, dacă nu chiar de două ori pe lună, să beneficieze de avantajele de a nota în apă, să învețe să noate, să... apa înseamnă viață, înseamnă sănătate. Și suntem foarte avansați cu acest proiect, chiar dacă avem o relativă întârziere din cauza unor contracte anumitor furnizori, societăți care au contract cu noi și care sunt în întârziere, în pofida acestui aspect, iată ce frumos începe să arate,
filmarea, imagine pe care le avem aici sunt relativ vechi, lucrările sunt mai avansate decât au fost prezentate. Acesta este un proiect și un alt proiect este vorba despre un parc tematic pe care l-am promis de multă vreme, iar majoritatea din Consiliu m-a notificat de nenumărate ori, adică de mai multe ori, că vor să anuleze acel contract. Eu am dat dispoziție de suspendare a acestui contract pentru a le da timp să facă demersurile necesare, demersuri pe care majoritatea din Consiliu nu le-a făcut. În consecință am dat ordin de reîncepere și să sperăm că vom duce la bun sfârșit acest proiect care nu afectează spațiul verde și care pune în valoare Parcul Pantelimon. Mai mult decât atât, îl face o destinație dezirabilă nu doar pentru locuitorii din sectorul 3, dar chiar din București și din toată țara. George Florin Cojocaru, domnule Negoiță, în cartierul 23, când se mai fac ceva investiții? S-au făcut, dar dacă discutăm de cartierul 23, Parcul Pantelimon este în cartierul 23. Hala la Minor, care începe să arate foarte bine și care este foarte aproape de finalizare, străzile pe care le-am făcut în zona Gurilor și care a îmbunătățit foarte mult traficul dinspre și înspre cartier, chiar și acea stradă pe care am asfaltat-o în interiorul complexului industrial Republica Faur, să îmbunătățească, chiar și niște locuri de joacă pe care le-am făcut acolo, chiar niște spații cu destinații sportive, niște baze sportive publice pe care le-am făcut acolo. Hala așa arăta acum 4-5 ani când am cumpărat-o noi. Trebuie să punem imagini cum arată ea astăzi. Arată mult mai bine. Așa, iată, așa arată acum Hala la Minor, care este în cartierul 23 August și care va ridica foarte mult zona 23 august. Deci, repet, am făcut niște lucruri și vom mai face lucruri pentru cartierul 23 august, pentru că este parte componentă a sectorul 3, o parte importantă cu care, unde, mă rog, sau zonă pe care o tratăm cu maxim interes. Cătă Marin, bună seara, n-am înțeles răspunsul la întrebarea despre distribuirea costurilor pentru cei care n-au schimbat termopanele. E o întrebare care nu are legătură cu USR-PNL, se poate da un răspuns, vă rog. Reglementările actuale, am răspuns, cum n-am răspuns? Reglementările legale actuale nu prevăd cum anume se împart acești bani. Sunt foarte multe probleme acolo. De aceea am și spus că este imposibil de recuperat ceva într-un mod corect, într-un mod decent. Deci nu se poate. De ce? Nu din cauza noastră, din cauza că legiuitorul, din cauza că reglementările sunt atât de proaste încât realmente nu se poate recupera. Nu de alta, dar noi nici nu intenționăm să recuperăm bani. Este un angajament pe care l-am făcut încă de acum mai bine de 9 ani, că reabilitarea în sectorul 3 este gratuită și noi ne respectăm angajamentele, chiar dacă unii ticăloși încearcă să își impună opinia răutăcioasă, cu rea credință. Încearcă să pună cetățenii din sectorul 3 să plătească. Cum anume? Nici dânsii nu știu să răspundă la treaba asta, dar să știți că oamenii răi, în general, nu sunt oameni care gândesc, care vin să ofere soluții, ci sunt oameni care pur și simplu vor să facă rău. Și atât. Nu trebuie să mă întrebați pe mine, că la mine situația e clară. Nu se poate recupera niciun leu în mod corect, în mod echitabil, în mod normal. Trebuie să-i întrebați pe cei care vor să plătească beneficiarii. Nu pe mine, nu primăria, ci întrebați-i pe cei din Consiliu. Dumnealor adresați-le întrebări. Băi, cum să fac eu, de exemplu, eu, care am avut tâmplărie, care n-am beneficiat decât de, eventual, de izolația termică pe zona de polistiren și atât, cum să plătesc eu la fel ca alții? Dânsii ar trebui să vă răspundă, pentru că dânsii țin neapărat să vă pună pe dumneavoastră să plătiți. Nu eu. Din partea mea, răspunsul este clar.
Zero contribuție a cetățeanului pentru reabilitare termică. N-am spus niciodată altceva, ci permanent am avut același mesaj de mai bine de 9 ani încoace și nici n-am să mă schimb. Evident că dacă majoritatea din Consiliul Local se va impune în această direcție, vom face toate demersurile necesare astfel încât cetățenii să cunoască problema și cauza acestui demers. Dânșii ne-au pus, repet, este prezentată pe site hotărârea Consiliului Local pe care au votat-o majoritatea și chiar o să postăm și voturile, adică să vedeți acolo cu nume și prenume cei care au votat inclusiv acel amendament conform căruia primăria este obligată să comunice cetățenilor cam cât au de plată. Repet, hotărâre pe care noi a trebuit să o aducem la îndeplinire, că noi suntem de bună credință, nu ca dumnealor. Împotriva dorinței noastre, noi ne-am dorit, din potrivă, să nu plătească nimeni nimic conform angajamentului și ne-am dorit o grație, prelungirea perioadei de grație până la 10 ani. Pentru, repet, pentru a avea timp pentru finalizarea demersului pe care l-am început deja, să nu plătească nimeni nimic. Valentin Croitoru, vă rog să faceți ceva cu numerele de telefon ale dispeceratului de salubrizare. Se așteaptă și 45 de minute până răspundă cineva, iar locatarii renunță și depozitează deșeuri mari lângă ghiene, fără a face o programare de ridicare la dispecerat. De aproape un an de zile solicităm în Consiliul Local actualizarea salariilor de la salubritate. Am fost refuzați permanent din cauza faptului că de 3 ani de zile, de mai bine de 3 ani de zile, salariile de la salubritate, în timp ce în toată economia salariile au crescut, la salubritate nu. Și ne pleacă oameni și nu putem angaja din cauza salariilor mici. Și da, avem probleme mari la salubritate din cauza blocajului din Consiliu. Vedeți cum poate un Consiliu să blocheze activitatea primăriei? Avem mari sesizări din această cauză. Am speranțe că vom reuși să-i facem să înțeleagă pe cei din majoritatea din Consiliul Local Primărie Sector 3 că nu este normal să aducă de servicii propriei comunități pe care o reprezintă. Avem cel mai ieftin serviciu de salubritate din țară, raportat la cap de locuitor în mod evident, și cu taxă zero la gunoi. Evident că aceste aspecte îi supără foarte tare pe cei din Consiliu, care orice realizare a primăriei Sector 3 îi supără foarte mult și, din ce mi-am dat seama, sunt foarte hotărât să blocheze și să oprească aceste realizări pe care, din fericire, pentru noi cei normali și cu bune intenții, nu cu rea credință, suntem implicați în administrarea sectorului 3. Repet, da, avem mari probleme la salubritate din cauza salariilor mici. Sperăm să rezolvăm această problemă. Claudia Nicoleta Costina întreabă de pe strada Călan, nu avem gaze decât pe jumătate de stradă. De ce? Gaze? Da. Nu putem noi să punem gaze. Nu putem noi. Nu. Nu. Deci există legislație în acest sens, trebuie să face solicitare. Distrigaz, care are monopol pe București, trebuie să răspundă solicitărilor dumneavoastră. Teodor Marian, domnule primar, în zona Palladium Residence se parchează pe străzi și pe căile pietonale. Nu se pot intensifica procedurile de ridicare și de amendare. De asemenea, poate reuși să găsiți soluții și de parcări în zonă. În zona respectivă, lucrurile arată mult mai bine decât acum un an sau acum doi ani. Chiar se circulă relativ decent. Mai ales cu investițiile pe care noi le-am făcut în zonă cu acele trotuare. O să mai verificăm, dar o spun în cunoștință de cauză. Nu avem probleme serioase, probleme grave în acea zonă. Alin Florin. Când edificați trotuar pe drumul Gura Crivățului, se poate face măcar pe o parte? Această stradă este cu sens unic. O să ne orientăm. Repet. E o problemă și de buget. Bugetul foarte mic pe care l-am propus noi pe spații verzi, în care intră tot ce înseamnă amenajarea domeniului public, a fost tăiat.
banii au fost foarte puțini. Astăzi avem bani în buget și nu îi putem cheltui din cauza Consiliului Local. Dar o să comunic mult mai mult cu ocazii ulterioare. Sper să nu fie cazul. Dar dacă asta e situația, în timp o să spune mult mai multe adevăruri, mult mai multe realități triste din zona relației cu Consiliul Local. Valentina Dumitru întreabă ce se întâmplă în Parcul Brâncuș. E depusă la mediu notificare pentru toaletarea copacilor și tăierea celor uscați. Nu primim niciun răspuns de la nicio autoritate. Este lăsat în paragină și un real pericol pentru locatarii blocului A12 bis din Constantin Brâncuș 4. Acel teren care a fost retrocedat fraudulos, ilegal, infracțiune ce s-a întâmplat acolo. Să nu uităm de plângerea penală pe care am făcut-o personală împotriva ticăloșilor care au făcut această măreață realizare între ghilimele. Suntem un proces, inclusiv civil, să recuperăm acea bucată importantă de teren și spațiu verde, care a fost parc dintotdeauna. E zonă privată momentan. Demersurile noastre juridice continuă, ca de altfel și acea parte retrocedată care e în paragină din Parcul Iore, care a fost dintotdeauna parte componentă a Parcului Iore și pe care am câștigat-o pe fond, iar Primăria Generală a făcut recurs în ticăloșinea celor care au gestionat Primăria Generală. Lupta cu ei, cu această mafie a retrocedărilor ilegale, continuă. Este parte din această luptă cu mafia retrocedărilor ilegale, care a funcționat mai ales în sectorul 3. Andrei Vârban, când puteți face canalizarea de pe strada Malul cu Flori? Nu putem face canalizarea pe strada Malul cu Flori, pentru că, prin lege, Primăria Generală are obligația să facă aceste investiții și Primăria Generală a delegat către APA Nova. Dar Primăria Generală nici măcar nu e capabilă să urmărească acel contract cu APA Nova și să-i aprobe investițiile la care dânșii s-au angajat și să realizeze acea investiție care e una considerabilă. Noi am vrut să facem acea lucrare, dar am solicitat societății APA Nova măcar să ne recunoască, să ne putem compensa investiția cu facturile pe care noi le avem de plătit către APA Nova. Demers care nu a avut succes și în consecință noi nu am demarat acea lucrare. Așa cum am făcut, de exemplu, pe strada Malul Spart sau pe lunga bisericii și multe alte zone unde noi am luat inițiativa și am făcut noi lucrările în locul dumnealor. Dar nu putem să facem chestiunea asta la nesfârșit pentru că ar fi și ilegal și mai ales imoral. Oana Țițeanu, cred, o trecere de pietoni pe Victor Brauner când se poate face? De asemenea, Comisia de Circulație, Brigada Rutiere. N-am avut mai multe inițiative, unele au fost cu succes, ceea ce mulțumim pentru sprijinul pe care l-am primit din partea Comisiei de Circulație, dar încă mai sunt multe probleme de rezolvat. Și am speranța că în perioada următoare vom reuși să mai rezolvăm astfel de probleme. Ca de exemplu, mai multe treceri de pietoni, pe care evident că noi le putem trasa cu condiția că avem aviz de la Comisia de Circulație și Brigada Rutieră. Cătălin Florin Manea, vă rog să ne spuneți când se va debloca puzzle-ul în sectorul 3, zona străzilor Lunca Prutului. Mulțumesc mult! Da, iată, o normalitate. Primarul general care nu e în stare să-și facă treaba și să genereze, să furnizeze un plan urbanistic general. Primăria Generală în ultimii 20 de ani a lăsat Bucureștiul fără reglementări legale, urbanistice. Dar vin să desfințeze puzurile de sector fără să pună nimic în loc. Și lasă capitala în haos din perspectivă urbanistică. Este tot din categoria să le fie rușine. Nu știu să vă spun la chestiunea asta, suntem în instanță,
Să sperăm că instanța, că vom avea câștig de cauză în instanță. Nu știu ce să vă spun, pentru că suntem la mâna judecătorului, suntem la mâna instanței. Să sperăm că vor înțelege necesitatea existenței unei reglementări urbanistice și că vom reuși să avem un pus și mai mult decât atât am speranțe să intrăm în normalitate și anume Primăria Generală să-și învingă incompetența și să furnizeze acel PUG, adică Plan Urbanistic General, care să fie o reglementare clară pentru tot ce înseamnă București din perspectivă urbanistică. Așa cum este normal, noi am apelat la puzurile de sector din cauza incompetenței crase ale Primăriei Generale. Nu că ne e drag nouă să facem puzuri de sector, dar pur și simplu, astăzi suntem în haos. Este o zonă nereglementată. PUG-ul, din punct de vedere legal, nu mai putea fi prelungit sau nu mai este valabil de foarte mulți ani. Astăzi suntem în haos administrativ din perspectivă urbanistică. Și repet, cel mai ușor e să demolezi. Cel mai ușor e să vii și să spui ca un ONG-ist, domnule, ce nu e bine, ce e prost. Dar când nu mai ești activist într-un ONG și devii funcționar, adică devii demnitar și ai responsabilitate, ai voie să spui ce nu funcționează și ce nu e bine cu condiția că vii tu să ne arăți cum se face. Dom'le, nu e bine așa, până acum ați greșit, uite cum e bine, uite așa cum fac eu. Dar până nu ești în stare să miști nimic, doar să critici și să arăți că nu-i perfect ce s-a făcut, ceea ce sunt perfect de acord. Puzul de sector sau puzurile de sector, nu că nu sunt perfecte, ele nu pot fi perfecte. Nu sunt normale, sunt total de acord. Puzurile de sector este o anomalie. Trebuiesc evitate. Ele s-au născut și iată, poate că zice cineva, domnule, a vrut Negoiță să-și facă el. Nu, domnule, toate sectoarele, pentru că s-au săturat de lipsa de reglementare, s-au săturat de haos, vrem să fim și noi acoperiți de ceva. Numai ticăloșilor le place să pescuiască în ape tulburi, în care nu există reglementare și atunci ești la cheremul unuia, care dacă dă plicușorul e așa, dacă nu dă plicușorul e invers. Repet, nu aceasta este normalitatea. Să sperăm cu toții că Primăria Generală își va face treaba și vom avea parte de un plan urbanistic general foarte rapid și atunci nu mai avem nevoie de puzurile de sector. Andreea Burada spune că ieri pe ploaie în spatele blocurilor de la pe Panait Cerna și Vlahuța asfaltau gropile. Nu e ok, puteau aștepta săptămâna viitoare să se facă frumos. Total de acord, doar că acolo, da, sunt angajații noștri. În perioada, astăzi le-am dat liber. Astăzi și mâine sunt liber, își recuperează orele atunci când e vremea bună. Dar atunci ne-am luat, am fost păcăliți de multe ori de informațiile meteo, în care ne-au zis, domnule, va ploua mâine și n-a plouat. Și atunci, colegii pregătesc gropile, pregătesc spațiu să toarne asfalt și comandă asfaltul. Iar după ce a plecat asfaltul din stație, a început ploaia. Dacă nu-l torni, trebuie să-l arunci la groapă. Adică îl ducem la să se întărească și îl concasăm. Deci este foarte rău. Acel asfalt oricum se pierde. Repet, ne-am mai riscat câteodată să comandăm asfalt și să lucrăm chiar și când a fost vremea așa mai ploioasă. În 90% din situații ne-a ieșit, în sensul în care am făcut treabă. Dar s-a mai întâmplat și să plouă și da, lucrările nu sunt foarte în regulă. Dar, repet, este greu de găsit o zonă optimă în sensul în care să ne asumăm că atunci când se anunță ploaie, închidem șantierele și nu mai facem nimic. Și așteptăm să ce? Da? E posibil ca în anumite zone calitatea să nu fie tocmai cea mai bună. Și atunci venim anii ulterior, dar vă asigur că sunt excepții, situații care se întâlnesc foarte rar. Dar este o
Situație cu care o să ne mai întâlnim pentru că, repet, iată, ne mai surprinde ploaia după ce mașina cu asfalt a plecat de sub stație. S-a terminat, trebuie să facem ceva cu asfaltul ăla. Și atunci, răul cel mai mic este să-l așternem. Adrian Gas. Curățind, evident, scoatem apa, îl punem pe uscat. În mod normal, asfaltul vine undeva între 170 și 180 de grade. Iar asfaltul acela foarte fierbinte, dacă am apucat să dăm cu emulsie, vreau să, că sunt chestiuni tehnice. În general, nu se comandă asfaltul, vorbesc în general pentru că nu vreau să garantez pentru absolut toți colegii. Da? Avem vreo 7 echipe care lucrează în sectorul 3. Unii la plombe, alții la reabilitare, alții la asfaltări, la zona de pavaj și așa mai departe. Deci nu vreau să bag mâna în foc pentru toți, dar de principiu oamenii respectă. Nu comandă asfaltul până când nu s-a dat cu emulsie. De principiu, dacă s-a dat cu emulsie și venim și măturăm, adică scoatem apa, nu se pune în băltoacă, calitatea este ok. Avem punctul de vedere a specialiștilor, de altfel avem mai mulți ingineri specializați fix în domeniul ăsta al construcțiilor și în zona de asfaltări, care supervizează tot ce se întâmplă în sectorul 3. Și, repet, în proporție de peste 90%, aceste lucrări sunt de bună calitate, sunt garantate. Dar nu vreau să vă spun că e o normalitate. Este de evitat asfaltarea în perioade de ploaie, mai ales când e ploaie abundentă. Dacă doar burează așa, vă asigur că nicio problemă. Mihai Marius întreabă pe terenul de la Esplanada, de ce nu se face un spital? Nu pe noi trebuie să ne întrebați treaba asta. Nu putem face noi spital pe zona Esplanada. Eu m-am săturat să primim reclamații. Eu m-am săturat să ne fie rușine, nu ca primar, nu ca, știu și eu, responsabil pe zona de administrație publică, nu ca cetățean al acestui oraș, ca cetățean al acestui sector, mi-e rușine de cum arată zona Esplanada. Iar de peste 30 de ani, guvernanții care au în administrare, și puțin și primăria generală, care au în administrare acel teren, nu sunt capabili să facă nimic. Și de aceea am luat inițiativa să ne implicăm noi. Dar noi nu putem să edificăm acolo, știu și eu ce clădiri, ci din potrivă noi încercăm să-l amenajăm ca spațiu urban, loc de plimbat, eventual de joacă, dar în orice variantă să-l facem să arate așa cum ar trebui să arate o zonă urbană. Repet, măcar să nu ne fie jenă că locuim în acest oraș de felul în care arată acel spațiu. Și o ultimă întrebare, că ne apropiem de final. Lorena Niculae, bună seara. Poliția locală Estrei a dat avertisment blocurilor ce au clopote pentru reciclabile pe motiv că nu predau deșeurile sortate și urmează să fie introdusă taxa de gunoi. Se va introduce această taxă? Este dificil ca aceste deșeuri să fie predate corespunzător, deoarece sunt amplasate pe domeniul public și locatarii blocurilor nu au cum să le păzească. Sunt chestiuni pe care asociațiile de proprietari le pot controla și aspecte pe care nu le pot controla. De exemplu, acele așa clopote, cum spune dumnealui, este mai greu să garanteze dumnealui de ce e în interior. Dar, atenție, avem colegi, polițiști locali îmbrăcați în civil, care supraveghează. Și opresc pe cei care pun în aceste clopote alte, scrie acolo reciclabil, menajer. Dacă pui în biodegradabil, organic, reciclabil, îți iei amendă și invers. Haideți să nu pierdem această ocazie fără a menționa cum colectăm noi. Și anume că tot ce este biodegradabil trebuie pus într-o parte, tot ce este nedegradabil, ambalajele în general, curate, trebuie puse separat. Până acum n-am amendat pe nimeni, s-au dat niște avertismente, încă vom mai da avertismente, dar la un moment dat vom lua această măsură și anume de a reintroduce taxa de gunoi și, atenție, nu ne vom opri aici pentru că legea este clară și prevede amenzi pentru toți cei care nu colectează selectiv. Deci colectarea selectivă este o obligație.
Colectarea selectivă este o necesitate, iar cu toții trebuie să fim conștienți de chestiunea asta. Domnul primar, mulțumim pentru răspunsuri. Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi și în această seară. Vă dorim o seară plăcută în continuare și vă așteptăm cu foarte mult interes și data viitoare. O seară binecuvântată tuturor! Și vrem să mulțumim că observăm că sunt din ce în ce mai mulți locuitori ai sectorului 3 care se uită la dezbaterea noastră și vrem să vă mulțumim pentru implicare și să vă așteptăm și la următoarea ediție pe care o să o anunțăm pe pagina de Facebook a Primăriei Sectorului 3. Până atunci, toate bune!